Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match de League of Legends, Ranked. De data asta am zis să mă joc cu Oriana. De ce? Pentru că nu mă știu juca cu Oriana. Și am zis hai să mă joc cu Oriana. Este. Am zis că în match-urile offline o să mă joc ceva cam pe unii așa mai anormal pentru mine. Deși probabil era mult mai bine dacă mă duceam cu Veigar, Lux, de blanc ceva. They have a lot of AOE. Asta o să fie genul ăla de Singed care stă pe aici și omoră minionii, nu știu cum zice, proxy Singed sau ceva în genul. Eu nu prea îmi place ideea asta. Dar nu. Și partea cea mă nașpa e că mă joc contra la Cassiopeia, frate, de aia de rupe. Și mi-am luat aceleași Masteries cu Deathfire Touch. Probabil că era mai bine dacă o luam pe asta. Cum zice ăla. Nu scap acum. Thunderlords-ul. O să încerc să farmez pe cât posibil. Bine. Nu știu, aș vrea să o las să fac un pic de push. Să nu am foarte mare stres. Și da, cum am zis, Singed e genul ăla care stă prin spate la turete și face ceva manevre. Încă n-am văzut niciun Singed de genul care să știe și să joace. Pana aia, a văzut și ăsta undeva. Și dacă nu învăța să joace cu Singed în genul ăla, nu o să facă mare lucru. Să fie nașpa, dacă nu o să fac mari lucruri. Probabil că o să meargă în direcția Cassiopeia. Dar nu o să-i fac follow. Pana aia. Aoleu, First Blood deja. Și acum ia Zyra kill. Fiți atenți. Nu? Hai că nu-i chiar atât de rău. Oriana e un campion extrem, extrem, extrem de bun. Da, pana mea. Dacă-l joc eu, nu mai e chiar atât de bun. Nu știu, mi se pare destul de dificil să-l joc. Mamă, ce aiurea asta. Fuși, fratele meu, odată. Nu cred că era necesar să-mi dau flash, nu știu, după ce l-am dat. La chestia asta trebuie să lucrez mai mult. I'm sorry, da. Ce să-ți povestesc. La panic flashes trebuie să lucrez mult. Oricum o să joc safe până îmi revine flash-ul, deci nu-i problemă. Stați așa un pic să reglez luminile profesionale. Asta e studio. Mult mai bine. Oh, nice! Asta cu Sion, din câte văd, joacă destul de praștie. Vine mid, îmi creează probleme, s-a dus top, a murit. Nu pot să sparg minionii în spate. Cu o singură biloasă. Cât are zdreanța farm? 31. Not bad. Deși am luat oricum la Farmazaur. Hai că știu cum fac. Bun, mi-am scăzut pe aia. Bam, și frumos.
Mă gândesc dacă să încep cu Abyssal Scepter-ul contra la strianța asta. Nu de alta, dă extrem de mult damage. ...30-90, dar merge să-i dau un poke la strianță. Și pot să-i fac mana să-i mai dau încă unul. Oh, nice! Bravo, frățioar! Dacă aveam și o ultimată, ce fain era. Bine, mana de ultimată. O las să plece, nu de alta, da? O să profit de chestia asta să farmez un pic ceva mai bine decât ea. Și uite așa am ratat în 3 milioane. Bun, și mă duc și o bazăleană, îmi cumpăr niște Magic Resist. Ia, o să pierdă minune și acolo la turetă. Mai vine un wave și o să fie ceva gen pe aici, pe când mă întorc. Iau ăsta, plus ăsta. Plus Sword și am plecat, frăților. Nu știu, contra la Cassiopeia nu prea-mi place să joc. E obicei și de asta mă duc mai safe, mai defensiv. Poate dacă eram cu LeBlanc, puteam să fiu mai agresiv, dar așa nu prea. 51-49. Se ține bine fără era. Și trebuie să dau niște poke-uri neapărat. Serios, acum vii, după ce mi-am dat ultima ta. Nu știu, vreau să o trimit bază, gen, chiar vreau să nu farmeze atât de bine și e lejereană. Cam ăla e singurul motiv pentru care mi-am dat ultima ta, știam că nu mor, adică era logic. N-am nici vina, nici nimic. Fac ăștia de aici, oare nu? Mai dăm un SS. Vii aici, prostă. Cred că vine pe aici. Din spate. Nu știu, dar eu oricum fac push aici. Banan, dacă iau o duretă, e mult mai bine decât să mă duc să iau un kill sau ceva. Normal că-i dau ăștia kill-uri. Pe sistem gen, frate, dacă ăsta pe mid nu-i dă kill-uri, hai să-i dăm noi. Am luat și niște farm, dau și în duretă. Pușez la maxim acum. O și murit. Deci e o șansă extrem de bună să fac treaba aici. Nu știu dacă reușesc să sparg tureta asta, dar o să-i dau ceva damage. Bun. Hai că e grozav. Până la urmă nu joc așa rău ăsta. Am început mai prost. Dar și eu am meciuri de genul în care începe extrem de prost și termin bine. Și uite așa, i-s-o duc jumătate din turetă, pentru că o mers în bot, într-o fază. De asta uneori nu mi se par benefice gank-urile astea să te duci de pe lane și nu. Faci ce? Am înțeles. Bine, bossule. Bagă. Doamne ajută. Nu știu ce am încercat acolo, sincer, dar e bine. Probabil dacă își dăia ultima ta un pic mai rapid, reușea să mă spargă. Dar ghișe. Am fost mai deștept, frățioare, mai deștept. O să am și prostia asta de item. Numai bun. Am 80, farme are 5-7, frate, ești nebun. Hai, mânca această gold-ul. Pierd un pic de timp acum, dar asta este. Și am plecat. Dacă fac un push de succes, o să iau și tureta. Și o
să fie first turret, gen mai au niște bani în plus. Mă mănâncă nasul, oare se lasă cu scandal? Bun, atâta trebuie să fac acum, un push ca lumea. La primul miss de pe lane iau tureta, gen cu prima fază, care se cara de pe lane, obelită. Top 8 vs 62. Nu, mă. Da, ce dracu. Trebuie să fiu atent de ce la in top. Junglerul in body și pot să iau tureta de aici. Când are cine să mă omoră. Deși jungler nu mai in bot. Așa că nu știu să mă risc oare sau nu, nu mă risc. Mă duc. Nu zi alta, nu cred că se merită să mor. Și poate n-apuc nici să iau tureta. Gen, habar n-am unde junglerul lor. Bun. Oricum e clar. La următorul death pe care îl are sau, nu știu, la un gang pe care îl face sau ceva de genul, e gata tureta ei. Aș vrea totuși să iau prima turetă și o să văd că tot aproape să ia prima turetă, că dă 400 gold în plus, adică îi ceva. Da, și cu gang-ul ăsta și-o pierd o turetă. Le-am dat ping-uri, le-am dat tot ce trebuie. Dacă oamenii nu s-au operat, înseamnă că nu le pasă. Dar eu măcar iau prima turetă. First turret, it's mine! Bun, am luat 400 gold. Oare vin pe mine sau o să facă Drake-ul? A, fac Drake-ul. Bun, ideea e că nu cred că pot să fac defend la Drake. O să-l omor pe ăsta? Sau nu? Apuc, apuc, apuc! Pe what the fuck? Nu înțeleg. De ce și-o luat atâtea inele din alea? Gen o pasivă unică. Sau n-au? S-au schimbat ceva între timp? Unic pasiv. Nu, frate, e pasivă unică. What the fuck? Item, item. Plus 25% healing from potions. Oare se stachează chestia? Mă gândesc când mă pentru chestia așa luat. Și bănuiesc că o văzut-o undeva, gen ceva din ăștia, LCS, nu știu ce. Am dat chestia asta ca să știi că nu am mana. Fac un pic de push. Și mă duc bazăleanu. Mhm.
What the fuck, frate, cum ajută ăsta? Cam așa juc și eu cu Casiopea. Bine, poate nu chiar atât de prost. Luăm și o turetă pe mine. Nu chiar. Nu mă așteptam să meargă așa lejer contra la... Cum o cheamă pe asta? Casiopea. Adică de obicei... Prin Casiopea care știe să joace. De data asta nu prea a fost cază. Bun. Luăm tureta și chiar am plecat bazăleanul. Adică, în teorie o luăm. În practică nu știu. Ce favericule? Da, e de plecat. What the fuck, câta critică am dat. Bun, trebuie să fac ceva din mana. Gen, prostia asta. Și după aia, nu cred că o să mai am cine știe ce probleme cu mana lău. Că nu, no, sper. Asta-și bate joc de Nasus. Apar n-am ce să zic, combinația cu atâtea inele, dar... Atâta timp cât joacă bine, n-am treabă. Bineînțeles, frățioare. Cum să nu iau Blue Buff, ești nebun? Blue Buff e viața. Dau și scut pentru că sunt corect. Îi zic și mersi pentru că sunt corect. Nu știu, m-aș duce să fac push undeva. Și cred că bot. Deși e un pic riscant. Că dacă îl prind cu ultimata, l-am nenorocit. Asta e un mare dacă. Este! Bine, varule, killing spree. E poate că nu joc chiar atât de rău cu Oriana, e cum credeam. Și prin asta nu zic că joc bine. Pur și simplu nu joc atât de rău pe cât credeam. Că sigur o să zică cineva, bine mă, dar pe acum te lauzi, că nu știu ce. Nu, așa e la mine pe canal. Există foarte mulți ciumpalacozauri care se bagă în seamă. Dar nu, ce să și faci, trebuie și din așa. Hai, vărule. Un assist frumos ca băieții. Bă, ce aiurea o trimite, frate, ești nebun. Mi-a scos-o din Q. Puteam să o mor. Hai, divarule, că n-ai unde să meargă. Bravo, măi. Măi! 3-0-3. Not even mad. Chiar o jucară au ăștia. Nu știu prea pe faza cu ei. Deși n-au scor rău, adică frate, la scorul ăsta nu poți să zici că e cine știe ce. Vedeți, asta nu sunt foarte importante kill-urile. Pentru că au scor relativ ok. Nu e cine știe ce mare diferență de kill-uri să zici, bă frate, noi avem numai scoruri din alea 10 cu 0 și vrăjel. Da, nu. Noi ne-am concentrat pe obiective, am luat turete,
Ăștia tot au mers. Ba stânga, ba dreapta, hai să luăm de acolo, hai să luăm de dincolo. Au mers asta foarte bine, treaba cu Drake-ul. Nu, după zălea, nu, totuși am terminat itemul acela și un alta. Cred că ar merge bine Oriana și cu Rodofages. E și cât e cât tank, mai bine mai stia un pic. Și ai și destul de mult din asta, cum zicea. Destul de mult AP. Și mana low. Mana contra la asta nu știam cum o să joace. Și am zis că mai bine mă duc safe și mă joc cu prostia asta de... cum naiba zice, Abyssal Scepter. Văd că și-aș-o făcut la fel. Acum ar trebui să luăm măcar un inhibitor. Și ai mei s-au dus bază, ce? N-am apucat să-mi dau scutul și la asta. Bun. Am luat 6 assist-uri și tot ce trebuie. Cred că o să dea surrender acum, cel puțin așa aș face. Că n-au nicio șansă, adică joacă foarte, foarte rău. The ball is angry. Știu ce nume o să pun la episodul ăsta. Bila e nervoasă. Știu, foarte inspirat. Mai zdreanță-o, măi. Vreau să-mi dau ultimat aici. Mamă, că aproape am omorât acolo ieșit, mă. Am luat ceva assist-uri, 9 assist-uri, not bad. A, e încă un inhibitor să fie frumos. Pune și un ward la vrăjală. Vai gustii, măi. Câinile, ne atacă câinile, măi. Și cred că vor să-mi strice scorul ăsta frumos, dar nu o să-i las. Firar al dracului bagabonț. Bazăleanu, ca băjeți, mai cumpăr niște ape, poate dau și un penta în match-ul ăsta. Vise frumoase. Nu știu, mi se pare dubios cum în match-urile astea, care nu prea contează, adică nu prea contează în pana, contează și astea. În match-urile gen, până să ajung la promovare, distrug. Sunt match-uri legere. Cum am ajuns gen... să promovez în Silver 1, bă, să-mi bag piciorul, parcă se schimbă total, parcă mă joc cu Challenger. Sau odată ce ajung în faza aia cu promovat un Silver 1, deja sunt Silver 1, parcă nu mai joc contra la Silver. Și gen, e diferență uriașă, nu știu, care e șmecheria. Sau pare că e diferență uriașă. Deci foarte... dubioase unele faze în jocul ăsta. Hai, că-i dăm finish-ul. 4-0-9. Nu e rău. Chiar deloc.
Și v-am zis, eu nu pot să zic că sunt jucător de Oriana. Nici pe aproape. Cam cât de tare era dacă nu era numai Zaire acolo, să fie măcar vreo 3. Să le fac o manevră din aia faină. Mă, frățioare. Bun. Nice. 5-0-11 parcă a fost. Forță. Și ne auzim pe stream, bineînțeles. Salutare. Este...